Iată măsura menită să contracareze inflația. Mari retaileri sunt de acord cu ieftinirea produselor de bază. Insistăm pe ideea de voluntariat pentru aplicarea mecanismului de reducere a prețurilor și nu prin emiterea unui act normativ, marile lanțuri de magazine dovedind seriozitate în aplicarea schemei voluntare de diminuare a prețului la lapte, aspect certificat de Ministerul Agriculturii și de Consiliul Concurenței, care monitorizează în permanență aplicarea acestor reduceri, se menționează în comunicat. AMRCR consideră de maximă importanță implicarea și a Consiliului Concurenței, garantul respectării legislației în acest domeniu în România, cu care asociația este în comunicare permanentă în aplicarea mecanismului de reducere a prețurilor pe o perioadă limitată la unele sortimente de produse alimentare de bază. Membrii AMRCR apreciază că această măsură este aplicabilă într-o situație excepțională, pentru o perioadă limitată de timp, în contracararea unui fenomen extrem de negativ, inflația, precum și pentru păstrarea unui nivel de putere de cumpărare care să asigure accesul tuturor consumatorilor la produsele alimentare de bază, se spune în comunicat. Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România asigură Guvernul României că este pregătită să fie un partener loial și eficient în atingerea obiectivului pe care executivul urmărește prin acest proiect, iar membrii săi absolut disponibili să continue orice discuție la nivel tehnic pentru stabilirea tuturor detaliilor mecanismului temporar, voluntar și pe tot lanțul de reducere a prețurilor la unele alimente de bază în beneficiul consumatorului român. Marcel Ciolacu, premierul României, a anunțat vineri că își dorește un acord până la finalul acestui an pentru reducerea prețului alimentelor, relatează realitatea.net.